La Constanța, pentru prima săptămână de vaccinare a copiilor, Platforma Națională a înregistrat 71 de programări. Toate se vor face la pavilionul expozițional din Mamaia. Printre primii copilași care s-au vaccinat a fost și Călin, care a venit cu mama la vaccinare. Băiețelul are 8 ani și a intrat plin de curaj. Nu a durat așa de tare. Credeam că o să doară mai tare, dar nu. Ca să nu fac grav la COVID. Și că toată familia mea s-a vaccinat. Am zis că dacă toți suntem, el să beneficieze și el de vaccin. Parcă m-aș simți eu mai liniștită. Un alt copil curajos a fost David, care a înțeles importanța vaccinării și a dorit să le transmită colegilor săi un mesaj. Îl îndemn că nu o să doară și o să fie mai bine pentru ei. Am văzut la părinții mei că s-au vaccinat și vreau și să mă vaccinez. Pentru vaccinarea copiilor aici la pavilionul expozițional s-au pus la dispoziție două cabinete pe care asistentele și medicii le-au decorat așa cum se cuvine cu personajele preferate ale celor mici, iar la sfârșit aceștia primesc câte o bombonică, dar și o diplomă pentru curaj. Județul Constanța a primit 12.000 de doze de vaccin produs de compania Pfizer. Pentru copii se va administra doar o treime din doza pentru adulți. Am avut programări 8 în platformă, după ce în zilele trecute se vedeau doar 6 programări. Până la ora aceasta au venit și 3 copii care nu au avut programare. Au plecat bine, mersi. Sperăm să fie în continuare. Autoritățile sanitare felicită decizia părinților de a-i vaccina pe cei mici, mai ales în contextul în care la momentul de față sunt 10 de copii infectați cu SARS-CoV-2 internați în spitalele din județ. Așa cum știți, la nivelul județului Constanța avem destule cazuri pozitive și dacă ne-am uitat pe o statistică, în spital, cu toate că nu avem capacitatea maximă a spitalelor ocupată, mai mult de 50% sunt copii. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Constanța, la momentul actual, paturile din spitalele pentru copii sunt toate ocupate. S-a luat decizia suplimentării acestora cu 30%, pentru ca niciun micuț bolnav de COVID-19 care are nevoie de internare să nu rămână fără loc.